Salutare prieteni și bine v-am regăsit din nou pe Eurotrack Simulator 2, cariera voastră și a noastră și a tuturor, Real Life Single Player. Revenim din nou la treabă, băieți, pentru că am văzut că v-au plăcut ultimele două episoade, am strâns acolo și peste 30 de like-uri, deci vă mulțumesc frumos și poate cu ajutorul vostru și ajutorul tuturor reușim să spargem bariera de 40 de like-uri. Deja mă lasă și vocea încă de la început de episod, pentru că filmez acest episod, cum v-am obișnuit de fiecare dată la 1 noaptea. Sper să apreciați toată munca pe care încerc eu să o depun aici și pe care o depun până la urmă. Astăzi ne regăsim, băieți, cu o cursă de 382 de kilometri în linie dreaptă, vedeți de aici. De la Briansk ne ducem spre Vitebsk și trecem și granița în Belarus. Prietene, s-o fie o cursă destul de greuță pentru că avem o încărcătură foarte grea, o încărcătură gigantică de numai puțin de 68 de tone. O macara, dacă nu mă înșel, ceva de genul acesta este... Parcă e macara asta, să-mi spuneți și voi în rubrica de comentarii. Parcă ceva de genul acesta am dus și pe convoi alături de Alex acolo și astăzi o să vin cu ceva noutăți în ceea ce privește carierele celelalte, noutăți în ceea ce privește viitoarele cariere și viitoarele serii care o să apară pe canal. Stați aproape pe episod pentru că o să avem discuții interesante și discuții la care și voi o să luați parte și o să aștept în comentarii acolo și pe Discord părerile voastre. Așadar, hai să pornim și noi motorul la scăniuța noastră, dragă băieți. Avem geamul deschis ca să se audă motorul frumos, frumos, cum vă place vouă acolo. Încă o dată, mulțumiri tuturor celor care au apăsat butonașul de like și au vizionat clipul precedent. Și nu uitați să o faceți în continuare dacă susțineți această serie și dacă vreți în continuare, băieți, episoade din Eurotrack Single Player Real Life. Mamă, dar ce remorcă avem aici. Vai de viețuca mea cât e de mare remorcă asta. Vai de viața mea, e gigantică remorca asta, mă, băieți. O să avem o problemă destul de mare în episodul de astăzi cu această remorcă. Avem și 400 de kilometri aproape. Trebuie să o oprim și la un peco neapărat pentru că stăm prost cu motorina. Mai avem cam un sfert de rezervor. Stăm prost și cu oboseala, probabil o să trebuiască să dormim. O să fie jale de stați aproape pe acest clip pentru că urmează chestii interesante, băieți. Urmează chestii interesante. Am postat și un episod dintr-un joculeț nou, Turmoil, acolo, care am văzut că v-a plăcut, ca și vizualizarea a fost ok. Ca like-uri, jalete mare și prăpăt. Nu înțeleg de ce unii nu apasă acolo. Da, cum v-am mai zis, prin like-uri îmi dau seama cât de mult apreciați un joc și o serie și cât de mult apreciați și munca mea, desigur. Cu banii stăm bine, 842.000, chiar nu avem nici cea mai mică problemă în ceea ce privește... finanțele pe această carieră. Ora 11 jumate ziua, tocmai de asta am preferat să iau cursa aceasta pentru că plecăm pe zi. Acum să vedem cum facem cu oboseala aia și cam cât putem forța să mergem pe acest pat. În mod normal ar fi trebuit să dormim și după să căutăm cursă, dar riscăm puțin așa. Sper eu să reușesc să fac măcar 200 de kilometri până mă iau oboseala. O să forțez, asta este clar, o să forțez. Uite, mă, ce mașină verde pe aici, au făcut accident, oamenii, fiți atenți. Nebunie, băieți. Să ne intrăm, să intrăm într-o depășire. Și băieți, cum vă spuneam încă de la începutul videoclipului, o să vă dau niște vești. Începem cu cariera convoi alături de Alex pe care o făceam acolo. Ați văzut că în ultima perioadă nu am mai postat, nu am episod sau episoade filmate din acea carieră. Mă gândesc să stopăm acea carieră pentru că... sunt mai multe impedimente la acea carieră. Unul la mână, dăm foarte greu de Alex în ultima perioadă și este greu să ne întâlnim cu el. De obicei când sunt eu liber, nu are el chef sau e plecat sau alte probleme pe care le are el, nu stau eu să le discut pe canal aici. După când are el timp, e în timpul zilei, pe la 1-2 și eu sunt mai mereu plecat de acasă în timpul zilei. Deci o să fie foarte greu să ne întâlnim cu Alex și cel puțin în viitor și pe seriile de Mad Runner, SnowRunner. Pe SnowRunner mai am vreo două episoade filmate, dacă nu mă înșel, dar la fel o să fie o problemă cu carierele respective. Tocmai de asta o să începem cariere noi, cariere și alături de alți băieți. Și când o să mai fie să filmăm alături de Alex, o să fie când nu. Tocmai de asta, dacă este cineva care deține SnowRunner și vrea să participe la viitoarele episoade și are și un microfon cât de cât decent, adică să se audă pe videoclip și așa mai departe și este un băiat serios, evident, poate să-mi lase acolo un mesaj pe Discord, în privat, evident, să-mi lase acolo un mesaj
ca să discutăm mai multe, mamă, mă lasă tirul, ești nebun la cap, de-abia ridică. Vai de viața mea, nu mai poate săracul. Deci cum vă ziceam, băieți, dacă aveți, dacă este unul din voi care are SnowRunner, băiat serios, are un microfon decent și are cât de cât programul mai flexibil, adică să poată să filmeze și pe la 10, 11, 12 noaptea, nu știu, și în timpul zilei, evident, când o să fiu acasă, adică un program flexibil, adică să ne putem înțelege, îl rog acolo să-mi dea mesaj pe privat, iar cu seria de Eurotrack, băieți, o să continuăm această serie, atâta timp cât o să existe susținere, evident, și poate pe Eurotrack cu o serie de real life convoi să venim alături de alți băieți, nu știu, Johnny, vedem, Doc, poate, abar nu am, o să vedem la momentul oportun. Deci momentan cariera de convoi alături de Alex este stopată pe termen nelimitat, pentru că nu știu când și dacă o să mai continuăm, pentru că sunt cam slabe șansele, dar odată cu veștile proaste, să zic așa, vine și o veste bună. Urmează să dăm drumul acelei serii despre care tot vă spuneam și vă amenințam de foarte mult timp, seria de American Truck Simulator carieră real life, băieți. Deja am vorbit cu Johnny acolo, el o să fie unul din cei care o să facă parte din acea serie și poate pe viitor o să avem și invitați. Invitați, adică să apară pe un episod, două, nu știu, de gen Alex sau cine o să mai fie, Doc, când o să aibă și el timp, habar nu am, dar cel alături de care o să încep seria respectivă probabil o să fie Johnny și sper să iasă o carieră frumoasă acolo, o carieră în care o să adăugăm moduri, desigur, dar sunt curios acum să vedem cum facem, dacă o începem acea carieră pe un live sau dacă o începem direct pe episoade, asta o să mai vedem așa pe parcurs, să zic. Oricum, cariera aia, din ce preconizez eu, o să apară episod cât de curând, nu știu când o să-l postez eu pe acesta, eu îl filmez sâmbătă seara, până sâmbătă spre duminică, acum nu știu când o să-l postez, duminică, luni, marți, habar nu am când o să postez acest episod, deci nu pot să zic exact când o să încep și acea serie de American Truck. O să mai urmeze și episoade de Turmoil, băieți, o să mai urmeze și alte jocuri pe canal și altă veste bună, o să urmeze niște live-uri bombastice, fantastice, live-uri lungi, băieți, cum vă plac unora dintre voi, live-uri de peste 3-4 ore, o să stăm live și 4 ore și 5 ore și 6 ore, băieți, pentru că vreau să terminăm niște jocuri acolo, cum ar fi The Walking Dead-ul. Deci stați aproape de canal, intrați pe grupul de Discord dacă n-ați intrat, ca să fiți la curent cu toate noutățile și tot ceea ce postez eu. Ce am luat 540 amende, ia uita-l și pe ăsta cu motocicleta. Pentru băieții care sunt noi aici pe canal, poate se întreabă ce face ăsta, mă, vorbește numai despre alte chestii, când conduce și așa mai departe. Aici suntem singurei, nu suntem în convoi cu alții să mai discutăm cu alții, pur și simplu discut eu alături de abonații mei dragi, alături de voi, băieți. Mai privind și așa traficul, uite ce aglomerație s-a făcut, vai de viața mea, erau 3 mașini acum 100 aici. Mai discutăm și mai spunem planurile, noi asta facem pe această carieră și evident discutăm și despre această carieră, dar la drum lung nu o să putem să vorbim doar despre mașinile din trafic sau clădiri. Logică, avem diferite subiecte. Am intrat în Roslav, probabil cât de curând o să trebuiască să trecem și granița. Sper eu doar să fie ok, adică să nu fie aglomerat acolo. Am făcut undeva la 80 km dacă nu mă înșel, văd că mai avem fix 300 din acest moment. Din păcate ne-a băgat prin acest oraș, unde avem destul de multe semafoare, aglomerație foarte mare. Hai că poate îl prind și pe ăsta pe verde. Nu-mi zic că se face roșu când trec eu. Hai că am trecut pe galben, e totul în regulă. E totul în regulă. Avem mari probleme în ceea ce privește motorina și oboseala, băieți. Deci la primul peco cu siguranță trebuie să oprim neapărat, obligatoriu, forțat, trebuie să oprim la primul peco. Când am văzut primul peco, o să trebuiască să intrăm direct la el. Ia uite-l pe ăsta, mă, ce motoretă, motocicletă are nebunul. Să ne băgăm așa puțin în fața lui. Și așa făcea destul de multă gălăgie. Să ne păstrăm și banda, mă, băieți, să frânăm puțin, că văd că ăștia din față pun frână, nu înțeleg de ce. Am ieșit din Rovlav, sau cum se numea acea localitate, acel oraș. Văd că am trecut la o singură bandă, din păcate, nu ne mai putem face de cap la două benzi. Am oboseala aia, nu știu ce să zic. Eu oricum o să o forțez la limită, până o să-mi dea amenzi. Pentru că odată ce m-am pus la somn, clar o să se facă noapte.
Asta e o problemă destul de mare. Dar acum na, îi dăm așa bice să vedem, să vedem ce facem. Momentan o să rămânem cu acest camion, băieți. Nu am găsit nicio variantă mai bună, sincer. O variantă mai bună, mai frumoasă, mai cochetă, să zic așa, deci nu are rost să-l... Ia, o să trec cu trenul pe deasupra. Nu are rost să-l modificăm, vreau să explorăm cât mai mult din această hartă. Avem un combo de hărți noi aici pentru cei care sunt noi pe canal. Poate să verifice și episoadele din urmă. Avem un combo aici format din mai multe țări, din mai multe hărți, din mai multe chestii. Deci nu jucăm pe harta, doar pe harta normală de la SCS, jucăm pe un combo de hărți. Și mă gândesc în viitor să adaug și mai multe hărți în această carieră. Mă uitam aici jos, ce e aici? What? Ia spuneți, băieți, în rubrica de comentarii, ce se află în zona asta? Mamă, ce era să-l iau pe ăla cu motocicletă, ești nebun la cap. Doamne, ferește. Să urmeze și episoade din Contraband, băieți, pentru că vreau să terminăm acel joc. Am văzut că vă place și seria de Contraband Police, deci probabil în curând o să urmeze episoade din ce în ce mai dese și din acele joc. Cum v-am zis, vreau să terminăm seriile deja începute, jocurile deja începute, pentru că urmează și alte jocuri. Nu doar pe live-uri, și pe episoade. Să vedem acolo ce jocuri multiplayer o să începem, pentru că trebuie să vedem și cu cine le jucăm. Vreau să încep și niște jocuri multiplayer, sunt în căutare de jocuri multiplayer și horror și arcade-uri și simulatoare și tot felul de jocuri. Doar că trebuie să vedem cum ne înțelegem la timp, să vedem și cu cine, când, cum. E mai dificil când filmezi alături de cineva, când filmezi singur, știi că ai dat start la filmare, când ai timp, filmezi și atât. Când faci, spre exemplu, o serie cum avem noi, seriile cu Alex de SnowRunner, MadRunner, Eurotrack Convoy și așa mai departe, ești puțin strâns cu ușa pentru că degeaba ai tu timp dacă celălalt nu poate să filmeze. Deci sper să mă înțelegeți și pe mine. Uneori nu ține doar de mine dacă o serie sau un joc nu apare. Tocmai de asta unele serii vreau să le stopez sau să pun o pauză așa mai lungă pe ele, ca să văd exact cum pot să le continui sau dacă nu pot să le continui, evident. Că nu pot eu să-l trag pe Alex acum de mânică, Alex, să filmăm. Îi spui omului odată, două ori, înțelege ce vreau să zic, dar nu poți să-i spui de fiecare dată pentru că are și el treburile lui sau poate nu are chef, e plictisit și așa mai departe, la fel cu Johnny, cu Doc sau alți băieți. Deci probabil în viitor o să ne axăm și din ce în ce mai mult pe jocuri single player, ca să putem avea și o... Ce aici, mă? Ce aici, mă? Ce? Care acroșare, viața mea? Pe cine m-a atins? Pe ăla, bă, dar de unde să-l văd, mă? Tu nu vezi ce remorcă am? Hai, las-o moartă. Continui pe drumul ăsta, n-are rost să mă duc după... Bă, se răstoarnă, mă, ești nebun la cap? Mamă, ce era să mă răstorn. Sper că ați văzut și voi, băieți, cum s-a dus pe o parte. Ăsta ce a făcut aici? De ce a pus prostiile astea aici? Ce a făcut omul meu? E dezmembrat la cap. Ce ai făcut, bă, vericule, bă? Ce ai pus prostiile astea aici? Dă-le jos! A pus el popice din astea. Grija popicilor lui le am eu acum. Unde să mai înconjur? Fac curse de 400 de kilometri cu 70 de tone. După mine am 100 de tone tot cu tirul. Mai pune popice omul meu, că s-a făcut accident pe aici, cică. Ăștia fac accidente non-stop. Ar trebui să merge numai pe drumuri de la Cuca Măcăi. Deja a intrat și patul ăla pe roșu, dar eu nu știu unde e Peco. Să mă bată ștrugaleții, brabeții și ce vreți voi să mă bată dacă eu am avut un Peco de când am plecat de acolo de la mine. Uite, am avut Peco ăsta, dar cine să-mi zică și mie? Cine să-mi zică și mie că am trecut de Peco eu? Și următorul Peco unde e? Era aici, în față, băgam iaș. Vai, mamă! Mamă, e aproape de... Fai de capul și de zilele mele unde am Peco, mă, băieți! Nici pat de dormit nu am, nici Peco, vai de capul și de zilele mele în cursa asta, ești nebun la cap?
Mamă, sper să nu mă lase motorina, mai am 200 de kilometri până la destinație. Aici e accidentul, mă, despre care îmi spunea oia. Pentru asta au oprit ei drumul. Mersi că ai oprit, ești un dulce. Băiatul de pe salvare. Avem 200 de kilometri, băieți, dar că patul este pe roșu și motorină, mai avem un vârf de bocanc. Mai avem motorină. Cam jalete. Oboseala se acumulează, iau, a trebuit să găsiți un loc de odihnă. Păi ar trebui să găsesc, dar nu prea găsesc, nu știu cum să zic. Că abonații mă trolează și nu mi-au zis că am trecut de un peco. Dacă eram pe live, era o treabă. O să mai facem live-uri și cu această carieră, băieți, pentru că am văzut că ultimele live-uri pe această carieră chiar v-au plăcut. Chiar v-au plăcut, s-au uitat peste 100 de oameni, peste 200 de oameni, deci unde o să văd susținere, cum v-am zis mereu, unde o să văd like-uri, susținere, vizualizări, o să continuăm acea serie, orice ar fi, orice ar fi, continuăm respectiva serie. Ne dăm peste cap, facem tumbe, facem ce vreți voi, doar să continuăm respectivele serii, atâta timp cât ele sunt susținute. În sfârșit am prins și eu 90 la oră, că n-am mai mers cu 90 la oră de pai de viața mea. Vai de viața mea de când am mai prins eu 90 la oră. Nici n-am cum să depășesc, mă, cu remorcă de 70 de tone și nebun la cap. Sper doar ăștia să meargă mai, să aibă un mers mai alert, sincer. Că altfel o să fie jalete mare. Iară se acumulează oboseala, o să trebuiască să dorm, n-am încotro, doar că nu am pat de dormit. Nu am pat de dormit, în curând o să înceapă și amenzile, să curgă așa, să-mi dea câte 60 de euro și amendă că nu m-am pus la somn și am depășit programul de lucru. Mă caută băieți acolo la cardul tahograf să-mi verifice când am dormit, când am făcut pauză, dacă am făcut, dacă n-am făcut. Verifică ciocănelele, verifică patul, verifică tot ce trebuie. Ia să spuneți în comentarii, băieți, dacă știți de ciocănele, ia să-mi spuneți ce înseamnă ciocănele. Dacă tot vă uitați la jocuri tip camioane, tracuri, ceva de genul acesta, cum e ăsta, cum e americanul, cum e... Ia să spuneți și mie ce înseamnă ciocănele pe tahograf. Să vedem cât știu din chat. Dar fără să dați search pe Google acu repede și să scrieți în chat. În comentarii, nu în chat. Că nu suntem live. Și nu uitați ce v-am zis la începutul videoclipului. Mă repet că poate s-a dat skip în videoclip și așa mai departe. Dacă există cineva care are SnowRunner-ul cumpărat, nu trebuie să știe să joace extraordinar de bine, că îl învăț eu, nu e problema asta, ne descurcăm. Dar să fie băiat serios, să aibă un program cât de cât flexibil, să nu fie, ca mai întâlnit eu din ăștia cu nasul pe sus și așa mai departe, să ne înțelegem, adică, să ne înțelegem, să fie băiat de comitet. Să-mi lase acolo un mesaj în privat, pentru că poate, uite, îl luăm și pe seriile de Eurotrack, convoaie și așa mai departe. Nu se știe niciodată. Să aibă un microfon cât de cât decent ca să se audă și să fie băiat de treabă, asta contează cel mai mult. Și program flexibil, evident, ca să putem să ne întâlnim să filmăm. Dacă nu o să găsim un băiat, băieți, v-am zis și mai devreme, o să ne axăm din ce în ce mai mult pe jocuri single player. Că până la urmă canalul acesta a început pe single player, s-a dezvoltat pe single player. Nu o să moară nimeni acum dacă renunțăm la episoade de multiplayer. Nu o să moară nimeni. O să continuăm munca și singuri pe aici, nu e problemă. Oboseala se acumul. Bă, trebuie să fac stânga, bă! Gheorghiță la portiță. Mi s-a închis ecranul și n-am văzut nimic. Mai am 120 de kilometri. Ce s-a întâmplat, mă? Ce s-a întâmplat? M-am agățat mașina vieții cu remorca asta, că remorca asta e terorizantă. Nu e terorizată, e terorizantă. Că se întoarce de fund, dă cu fundul, așa. Are nebunii pe ea. Ce e pe aici, mă? Fermă, ia uite ce tractorescu. Uite, utilaj din ăla ca în SnowRunner, pe hărțile alea avansate, în care încarci tu niște cabine, niște containere. Deci urmează live-uri, băieți, și din acest joc, din nou The Walking Dead, vreau să-l terminăm. Urmează live-uri și cu SnowRunner, dacă o să avem cu cine să jucăm acolo multiplayer, o să facem și live-uri de SnowRunner. Repet, dacă o să avem cu cine. Și o să mai urmeze și alte jocuri, preconizez și un început în Call of Duty Modern Warfare 3. Știți foarte bine cei care sunteți mai vechi pe canal, sau poate și mai noi, dar ați văzut videoclipurile, live-urile.
5.000 de euro amenda, dar ce am făcut viața mea? Am pai de capul meu. Vai de viața mea. Știți foarte bine, băieți, că am terminat Call of Duty Modern Warfare 1 și 2. Tocmai de asta aș vrea să încep și 3-ul ăsta oprit, a pus frână în rampă. Cât de prost să fii cu tirul să pui frână în rampă când e liber în față? Cât de idiot să fii să pui frână în deal cu tirul? Doamne, 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 doamne. Problema e că proști din ăștia sunt și în realitate. Sau ăia cu mașinile mici care fac curbă la stânga sau la dreapta, vor să intre pe o străduță și fac buc la aia de zici că intre cu tandemul pe stradă. N-am văzut așa ceva. Frânează până la 2-3 la oră și se duc așa într-o buclă, într-o acoladă, cum vreți voi să-i spuneți, dacă nu te pai de capul meu, urăsc chestia aia. Nu știu dacă ați pățit cei care sunteți șoferi, dar eu îi întâlnesc în fiecare zi. În fiecare zi întâlnesc unul din ăsta. Că am zis că la unul o să mă dau jos până la urmă să-l întreb, să-i dau permisul meu de tir, să-i zic du și condu tir, că tu ești făcut să conduci tir, nu mașină din asta mică, la cum faci curbele astea, cum e curbele. Ia cu... cum se cheamă? Cu Ford Ka-ul, cu astea micuțe, cu Polo, cu Golf-ul. Cu Volkswagen Golf, el ia de zici că merge cu tandemul, așa face curbele. Trece trenul. Bă, dă-l încolo. Mamă, da, cât a trenul. Bă, uleu, cât a trenul, mă, băieți, mă. Trenul ăsta ajunge de la Mangalia la Călăraș. Mamă, cât a trenul. Ce aglomerație s-a făcut și aici și ce aglomerație o să se facă și în spatele meu. Mai avem 75 de km, băieți, până la destinație. Țineți-mi pumnii să ajung. Văd că avem granița în față. Trecem din țara asta, că nu mai vreau să spun numele. Trecem în cealaltă țară. Vă uitați voi după steaguri și vă dați seama. Am mai pronunțat odată numele. O să încerc să evit aceste nume pe viitoarele videoclipuri, pentru că s-ar putea să mă taxeze puțin YouTube-ul. Nu știu sigur dacă sunt cuvinte interzise sau așa mai departe, dar aș vrea să evit și înjurăturile pe viitoarele. Adică oricum, dacă nu mai jucăm multiplayer, nu mai avem acolo pe Alex să înjure, o să facem așa o comparație și cum e fără, cu înjurături, fără înjurături, să ne dăm seama dacă ne promovează sau nu YouTube-ul mai bine. Mă, normal, dacă aș fi vrut să mă bag la somn, aș fi băgat aici în dreapta și aș fi tras un pui de somn. Și asta o să fac, pentru că nu vreau să risc. Nu vreau să risc absolut deloc. Și o să vreau aici să mă bag la somn, dar trebuie să văd eu exact unde. Este ora 5 după amiaza, oricum se lasă ușor seara. Hai să ne oprim aici, dacă mi-a dat eul aici, o să-l dau aici. Și o să mai dau o dată, pentru că oricum o să-mi dea întârziat pe cursa asta. O să facem dimineață, băieți. 11 dimineața, pornim și noi motoarele. Am fost acolo în spate, am luat o cafeluță. Și acum trecem vama, ne băgăm și noi la un control corect, corespunzător. Și haideți să vedem dacă ne găsește ceva neregul. În mod normal nu ar trebui, sincer. Pentru că suntem băieții valabili noi. Nu transportăm chestii ilegale. Am ajuns! Să vină un polițist aici la mine să mă controleze. Ia uite-l cum mă așteaptă. Poftim documentele. Bă, da, slab ești, ia vântul, mă. Ce dai așa din picior? Ai un tic nervos? Totul este în regulă? Mulțumesc frumos! Zi frumoasă și ție! Îi dăm drumul la treabă, băieți, ultimii 70 de kilometri din această cursă. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți acolo ce aveți de făcut și dacă vreți să mai vedeți în continuare episoade din această serie și live-uri, cum v-am mai zis. Sper să reușim să spargem pragul de 40 de like-ane la acest videoclip, băieți. Pentru că totuși ne apropiem cu pași repezi de 1100 de persoane pe acest canal. Și vreau să vă mulțumesc frumos tuturor celor care ați apăsat butonul de subscribe. Cu tot că am văzut că cam 60% din cei care văd videoclipurile mele de pe canal nu sunt abonați, 40% sunt abonați. Deci cei care nu sunteți abonați, băieți, și urmăriți acest canal, m-ați ajutat foarte, foarte mult și vă rămân recunoscător și vă mulțumesc enorm. Dacă ați apăsat acel buton de subscribe, să urcăm cât mai mult această comunitate și să o facem cât mai mare și cât mai frumoasă. Și nu uitați de grupul de Discord, găsiți linkurile, toate linkurile găsiți în descrierea tuturor videoclipurilor de pe canal. În mod normal este interzis la stânga, eu să mă bag la stânga însă, pentru că nu am ce să fac,
trebuie să alimentez, n-am mai alimentat de foarte mult timp și nu vreau să rămân fără motorin. 0,57 motorina, preț perfectos, perfectos, perfectos. Putem face full-ul aici până în 500 de euraș. Deja am pus 400 de litri cu 200 de euro, ce vorbești, e mai mult decât pont. E mai mult decât pont. Deci am băgat 664 de litri cu doar 379 de euro, ești nebun la cap. Păi m-aș duce cu mașina mea să cumpăr motorină de aici. M-aș duce cu mașina mea să cumpăr motorină, de ce să vă mint? Vine cineva oare din partea asta? Nu cred că vine nimeni, nu văd pe nimeni în oglindă. Ne băgăm și noi la loc. Și mai avem ultimii 50 de kilometri de făcut. O livrare mai grea, băieți. Vă mai arăt o dată. 68 de tone. Bă, gigele, bă, ce faci, mâncați-aș gurița ta cu... Bă, domn polițai, tu ești polițai acolo în față, tu vezi ce face ăsta, what the... Dacă intram în el acu și îl dădeam așa peste cap puțin... Doamne, ce inconștienți! Ăștia ce-au parcat, mă, mașinile pe aici? S-au dus la picnic, la grătare, ce fac ăștia pe aici? Și bagi joc, oamenii muncesc și stau la grătare, la iarbă verde. Catarina a promovat un nivel, ia uzi. Bă, dar avem de-a bani, 900 de mii avem în momentul ăsta. Produc oamenii mei de-a bani, Doamne, grupa mare, grupa mare. Deci firma asta e top, băieți, top e firma, de ce să vă mint? Și gândiți-vă că e începută de la zero, de la primul camion, la Volvo ăla, cel mai slab Volvo l-am avut noi. Cine își aduce aminte încă de la începutul începutului, primul drum ăla de la Iași la Constanța, dacă nu mă înșel, când am trecut noi acolo cu bacul, cu feribotul, cum vreți voi să-i spuneți. Mamă ce amintiri! Mamă ce amintiri și 150 de episoade, Doamne Dumnezeule, Doamne! Nu știu dacă acesta este 150, parcă ăsta e 148-149. Sper să nu mă înșel, sper să nu fie ăsta 150. Dar oricum... E incredibil, e incredibil, băieți, 150 de episoade dintr-o carieră, eu au din punctul meu de vedere, și avem episoade din această carieră care au depășit pragul de 2000-2K vizualizări, deci cariera asta chiar a rupt, băieți, și sper să rupă în continuare, dar asta doar cu ajutorul vostru. Voi sunteți numărul 1 pe canal, nu eu, voi țineți canalul ăsta în viață, băieți, cum v-am mai zis și în trecut, voi țineți toate canalele de YouTube în viață, că fără voi nu ar mai exista niciun YouTuber în... Nu doar în România, nici în lume. Voi sunteți persoanele principale care merită apreciate în primul și în primul rând. 20 de kilometri până la destinație, 20 de minuțele. Probabil, sper de fapt, că probabil o să plecăm în următoarea cursă fără să dormim, dar sper să găsesc cursa. E, buba mare, știți foarte bine că am o mare, mare problemă cu găsirea curselor și uneori, fără să exagerez, stau peste 30 de minute, minimum 30 de minute uneori, 30 de minute chiar o oră stau să găsesc o cursă și după mai am încă vreo oră aproximativ să o filmez, după să o editez, după să o urc pe YouTube și etc, vă dați seama tot acest proces. Deci tocmai de asta vă zic să susțineți această serie dacă vă place, evident, dacă vă place în continuare, că am văzut că în trecut v-a plăcut. 3 km, deja vedem steagul de destinație, băieți, am intrat în Vitebsk, suntem în altă țară, sper că ați văzut acolo când am trecut granița, în ce țară suntem, puteți să lăsați voi în care comentarii dacă ați văzut. În principal ar trebui să găsim o cursă de aici, dar acum, Dumnezeu cu mila. Văd că avem și loc de dormit, asta este bine, văd că avem un loc de dormit undeva mai în față, probabil este un hotel ceva. Avem o firmă aici, la ieșire din localitate, pare. Hai să vedem cum ne încadrăm noi aici, cu Dita mai mastodontul. Hai să punem și puțină frână. Și să intrăm pe poartă așa, ușurel, ușurel. Mamă, ce remorcă mare avem. Frumos tirul ăsta, bă, băieți, frumos rău tirul ăsta. Hai să facem și noi parcarea... Ce parcare am ales, mă? Mamă, am ales parcarea grea. Hai să încercăm să o facem, cu tot că nu voiam să fac parcarea asta. Ia să vedem dacă reușim cu remorca asta care are 3 km. Cam greu aici să parcăm remorca asta. Că e destul de mare remorca și spațiu nu prea... A, și o să agăț remorca cealaltă. Am uitat că asta virează prost.
A, trec prin ea. Păi de ce nu mi-ai zis că trec prin ea? Hai să vedem dacă reușim. Credeam că nu... Credeam că mi-o damage dacă trec prin remorca aia. Nu cred că reușim să o parcăm, băieți. Nu cred că reușim să o parcăm. Și nu, nu o să stau. Până la urmă am parcau. Nu e asta problemă, dar nu prea, nu prea o să mai stau eu atât de mult. Pentru că știu că nu prea vă stați voi să vă uitați pe episod până la final, aia e mare problemă. Voi după câteva minuțele deja ieșiți de pe videoclip, vă plictisiți, vă duceți afară, vă luați șaurme, vă luați înghețată, vă luați și mă lăsați singur pe aici să vorbesc singur. Să încerc eu aici să văd dacă reușesc să fac parcarea asta. Oh, oh, am reușit? Dacă asta e pusă pe aia, eu mă las de condus dacă aia. Întârziat, aia e normal că e întârziat. Ne dă ceva bani? Minus 9000. Wow, vezi că am luat 5900, top! Puțin, evident, băieți, puțin, dar măcar ne-am scos motorina, am scos și ceva profit. Oricum ne aduc oamenii noștri profit. Noi nu mai jucăm acum pentru bancă, avem grup bani de la angajații noștri, noi suntem patroni acum. Deci, băieți, am ajuns în Vitebsk, o nouă țară, și de aici o să vedem cum o să ne facem traseul, pentru că oricum avem de explorat. Ohoho! Ohoho, cât avem noi de explorat. Gândiți-vă că eu nici măcar n-am călcat în Italia, băieți. Nici măcar n-am călcat în Italia, adică am trecut așa. Veneția, Livorno a fost așa, că trebuie să trec pe aici, dar nu am intrat noi în Italia. N-am intrat în Italia, n-am intrat în Germania să explorăm, în Franța, Polonia, zona aceasta, zona aceasta, nu vreau să le spun numele. Avem și aici drumuri noi, avem content, băieți, și după vă pregătesc surprize, stați liniștiți. Extindem pe partea dreaptă, pe aici, spre Asia, dacă e cazul. Totul depinde doar de voi, băieți. Nu uitați acolo de butonașul de like și poate spargem, ce scrie aici, nivel 40, poate spargem limita de 40 like-uri la acest episod. Vă mulțumesc frumos, băieți, aveți grijă de voi. Eu am fost Zai, numai bine, pa, pa!